Bună dimineața, bun găsit! E o nouă zi în care suntem adunați împreună și am vrea ca Dumnezeu să folosească timpul acesta pentru viețile noastre, ale fiecăruia, pentru zidirea noastră a fiecăruia. Și vă invit în momentele următoare să ne ridicăm și să începem închinarea noastră, îndreptându-ne atenția spre Psalmul 18 și aș vrea să citim împreună două versete, Psalmul 18. Haideți să citim împreună. Cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Care este răspunsul la această întrebare? Metanoia, cine este Dumnezeu afară de Domnul? Nimeni. Cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Nimeni. Și în această dimineață am vrea să ne înălțăm sufletele înaintea lui Dumnezeu în închinare, pentru că El este Cel care merită închinarea noastră. Nu este nimeni ca și El. Nimeni care să poată să împlinească ca și El, care poate să dea bucurie, pace, speranță, dragoste, bunătate. Nimeni nu poate să dea ceea ce Dumnezeu poate să dea. Nimeni nu ne poate atinge în sufletele noastre așa cum o face Dumnezeu. Nu este nimeni care să ne oferă siguranță, stabilitate, așa cum o face El, care este stânca noastră. Dumnezeu mă încinge cu putere și mă călăuzește pe calea cea dreaptă. În dimineața aceasta, fie că ești slab, fie că ești în confuzie, fie că ești bucuros sau trist, Dumnezeu este Cel care vrea să se atingă de tine. El este Cel care poate să-ți dea putere, El este Cel care vrea să te călăuzească pe calea Lui cea dreaptă. Și noi nu suntem străini de lucrarea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care s-a apropiat de noi. Prin Domnul Iisus Hristos, Cel care este calea, adevărul și viața. Dumnezeu este Cel care s-a atins de noi prin înțelepciunea și puterea Lui. Domnul Iisus Hristos, prin moartea și învierea Lui, este Cel care ne-a arătat puterea Lui Dumnezeu, înțelepciunea Lui Dumnezeu. Și mai mult, ne-a chemat să urmăm această cale dreaptă. Doamne, vrem să ne plecăm înaintea Ta în această dimineață cu mulțumire. Doamne, inimile noastre am vrea să stea în închinare înaintea Ta. De aceea Te rugăm frumos, sfințește-ne, curățește-ne. Doamne, Te rugăm de la o parte orice slăbiciune, orice limitare, orice fără de lege, orice lucru care ar putea să ne împiedice să ne apropiem de Tine. Doamne, nu este nimeni ca și Tine. Tu ești Cel care meriți toată închinarea noastră. Laudele noastre vrem să le înălțăm înaintea Ta, pentru că Tu ești Cel care meriți laudele noastre. Pentru că Tu ești Cel care Te-ai îndurat de noi, Tu ești Cel care ne-ai scos din întuneric la lumină și prin Iisus Hristos ne-ai arătat calea, adevărul și viața. Și Doamne, îți mulțumim că prin El ne-ai dat pâinea vieții, ne-ai dat apa vie care ne împlinește. Mai mult, Doamne, îți mulțumim că prin El ne-ai făcut parte de viața veșnică și nimeni și nimic nu ne poate smulge din mâna Ta. Și în această dimineață, Doamne, copiii Tăi, credincioșii Tăi, adunați la închinare în acest loc. Doamne, noi vrem ca în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm laudele noastre către Tine. Și Te rugăm frumos, Doamne, primește-le, primește închinarea noastră și lasă Duhul Tău cel Sfânt care se umple inimile noastre, lasă Duhul Tău cel Sfânt care se umple acest loc. Doamne, atinge-ne pe fiecare după cum Tu știi că avem nevoie. Doamne, pe cei slabi Te rugăm frumos să-i întărești, pe cei întristați Te rugăm frumos să aduci bucurie în inima lor, pe cei tulburați dă-le pace, pe cei care poate sunt în confuzie, Doamne, dă-le lumină, pe cei care sunt poate împietriți, Doamne, Te rugăm, mustră-i și îndreaptă-i după cum Tu știi că fiecare avem nevoie. Și îți mulțumim, Doamne, că lucrarea Ta este desăvârșită în Iisus Hristos și lucrarea Ta este cea care ne atinge și încă și astăzi, prin Duhul Tău cel Sfânt, vrei să-ți împlinești lucrarea în viețile noastre, în biserica Ta, în mijlocul nostru. Suntem aici, Doamne, la dispoziția Ta și vrem ca, într-adevăr, Duhul Tău cel Sfânt să se miște liber în mijlocul nostru, să se miște liber în inimile noastre și să se ne atingă după cum Tu știi, Doamne, că avem nevoie fiecare. Doamne, Te lăudăm, îți mulțumim și ne închinăm în numele Mântuitorului nostru drag, Iisus Hristos. Amin. Când suntem în casa lui Dumnezeu, e o zi de bucurie. Așa că haideți să ne închinăm cu bucurie. Yeah.
Sunt grija ta.
Că vom trăi în veci, dar eu cred în altă.
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Amin. Amin. Biserică Metanoia, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine, căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui vine peste tine.
fața tronului de har al lui Dumnezeu vrem să venim și cu rugăciunile noastre. Rugăciunile noastre de mulțumire, rugăciunile noastre de mijlocire, de mărturisire și vă invit să ne ridicăm. Sunt câteva lucruri față de care am vrea să fim sensibili. Ne gândim la tinerii care sunt în perioada aceasta în sesiunea de examene. Am vrea să-i susținem în rugăciune și bineînțeles că primul lucru care îl cerem pentru ei este hărnicie, ca Dumnezeu să-i ajute să fie harnici, să muncească, ca Dumnezeu să-i ajute să fie integri și să treacă biruitor prin aceste examene. Cristi, o să te rog să vii ca unul care știe ce înseamnă stresiunea. Haideți să ne unim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mai apoi pentru cei bolnavi, Titus, sunt oameni care au nevoie de mângâiere, atingerea lui Dumnezeu. Haideți să-i cerem Domnului nostru ajutor. Ne rugăm și pentru pregătirea adunării generale, pentru echipa de slujire, pentru toate lucrurile care trebuie puse împreună pentru această zi importantă din viața comunității. Și o să-l rog pe Sorin să vină să aducă înaintea lui Dumnezeu acest lucru. Dar pe lângă cei trei, dacă ai pe inimă un lucru pe care vrei să-l aduci înaintea lui Dumnezeu, ne învoim împreună cu tine să venim înaintea lui Dumnezeu, să pledăm înaintea tronului de har al lui Dumnezeu pentru ceea ce apasă pe inima ta, pentru povara care poate o ai și vrei să o împărtășești și vrei să o aduci înaintea lui Dumnezeu în adunarea credincioșilor. Domnul Iisus Hristos a spus că dacă doi sau trei se învoiesc să ceară un lucru și noi vrem să ne învoim cu tine, dacă ai pe inimă un lucru pe care vrei să-l aduci înaintea lui Dumnezeu, hai de la microfon și noi vom spune amin la cererea ta, la mijlocirea ta. Haideți să ne plecăm inimile în rugăciune. Doamne, îți mulțumesc pentru cine ești, Doamne, și îți mulțumesc că ai fost bun cu noi tot timpul, Doamne. Vreau să mă rog pentru prietenii mei care sunt în sesiune. Te rog frumos să le dai putere de muncă, să îi ajut să nu uite niciodată că Tu ești cu ei, Doamne. Și în același timp vreau să-ți mulțumesc și pentru comunitatea Metanoia, Doamne, și că ai fost bun cu noi tot timpul. Amin. Înaintea ta venim, Tată scump, ca și copii ai tăi. Copii ai tăi răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și îți mulțumim în dimineața asta că putem sta în prezența ta. Putem sta împărtășie unii cu alții pentru că tu ne-ai binecuvântat cu sănătate și ne-ai păstrat-o și îți mulțumim. Doamne, recunoaștem că de la tine avem totul și n-avem nimic ce să fi avut. Am primit totul de la tine și îți mulțumim. Doamne, mai mult ca orice îți mulțumim pentru mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Și ce ne dorim cel mai mult este să avem acea sănătate spirituală. Doamne, cercetează-ne pe fiecare. Curățește-ne Tu prin sângele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Pune în noi acea smerenie, acea pocăință, acea dragoste, acea iubire. Fă-ne să mijlocim unii pentru alții. Doamne, vrem să ne iubim unul pe celălalt. Vrem să simțim unii cu alții. Vrem să fim acea comunitate de care Tu să te bucuri. Doamne, vrem să te mândrești cu noi. Vrem să te onorăm prin purtarea noastră. De aceea, în momentele astea, recunoscând că Tu ne-ai păstrat cu sănătate, mijlocim, Doamne, și Te rugăm frumos. Ne plecăm înaintea Ta, Te recunoaștem ca Domn și Dumnezeu, Dătătorul la toate lucrurile. Și cerem pentru cei ce trec prin încercări pace deplină, acea pace lăuntrică care întrece orice pricepere a celor din jur care nu Te cunosc pe Tine. Și cu asta Te rugăm să-i binecuvintezi, să pui acea încredere în Tine, în ei și în noi, dacă va fi să îngădui să trecem prin suferință. Și am vrea ca niciun moment să nu ne clintim, Doamne, și credința noastră să fie puternică în Tine. Știm că e atât de greu când treci prin suferință. Doamne, știm că sunt atâtea întrebări, știm că atacurile celui rău vin și de atâtea ori deznădejde, disperare. Doamne, nu vrem să ne caracterizeze asta, ci vrem ca încrederea în Tine să fie deplină.
Doamne, mijlocim pentru frații și surorile noastre care trec prin suferință și Tu-i cunoști. Doamne, ceea ce Te rugăm este să le întărești credința. Doamne, ceea ce Te rugăm este să Îți arăți puterea făcând vindecări. Ceea ce Te rugăm este ca inimile lor să fie cercetate și să ne apropiem de Tine și noi și ei. Te iubim, Domnul nostru, și Îți mulțumim că îngădui încercări și îngădui suferință, dar cu un scop. Doamne, vrem ca numele Tău să fie glorificat, indiferent ce se întâmplă. Sunt atâtea persoane și frați și surori pentru care mijlocim, Doamne, pentru fiecare Te rog, binecuvintează-i Tu. Te rog în mod special pentru Lili Mariș. Doamne, binecuvintează-o și fă-ți Tu numele de slavă. Doamne, Îți mulțumesc pentru că putem să mijlocim unii pentru alții și ceea ce îmi doresc este să recunoaștem că sănătatea pe care o avem și faptul că suntem aici e de la Tine. E un har, e un lucru pe care îl primim, Doamne, dar de atâtea ori nu-l înțelegem și credem că e un lucru normal. Dar în momentele în care suntem în suferință, Doamne, Îți mulțumim că cercetarea Ta vine și ne spune că suntem dependenți de Tine. Vrem să ne încredem în Tine și să ne bucurăm că Tu ne-ai dat sănătate și acum când suntem sănătoși și așa un har. Doamne, păstrează-ne cu mintea sănătoasă și cu inima curată și pregătește-ne pentru întâlnirea cu Tine. În numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm și ne bucurăm de prezența Ta în mijlocul nostru și ceea ce ne dorim este să fii cu adevărat Domnul nostru al fiecăruia, Domnul metanoiei. Doamne, fii binecuvântat, fii glorificat în veci de veci. Amin. Doamne, privim în urmă la anul care a trecut și mulțumim, Te lăudăm pentru purtarea Ta de grijă față de noi, față de familiile noastre, față de comunitatea Metanoia. Mulțumim pentru binecuvântările Tale, mulțumim pentru încercări, ai fost cu noi și, Doamne, la acest început de an vrem să privim și înainte la provocările care ne stau în față. De aceea Te rugăm să ne dai înțelepciune, lumină, discernământ vis-a-vis de proiectele care ni le propunem anul ăsta, vis-a-vis de modul cel mai înțelept în care să ne folosim resursele financiare, timpul, modul în care să ne stabilim prioritățile, pentru că, dincolo de toate, Doamne, înțelegem că suntem străini, peregrini pe acest pământ și încercăm să câștigăm, să ne folosim cât mai bine timpul pe care ni-l pui la dispoziție. De aceea Te rugăm să ne dai această înțelepciune ca să adunăm lucrurile până la adunarea generală, să putem face toate pregătirile, iar mai apoi împreună ca și comunitate să lucrăm la toate aceste lucruri care ni le propune. Știm că doar prin puterea Ta putem face, de aceea încă o dată apelăm la Tine, la îndurarea Ta, la bunătatea Ta, la binecuvântările Tale peste noi, știm că ni le vei da, de aceea Te lăudăm, Îți mulțumim și vrem să stăm la dispoziția Ta în toate. Te lăudăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Marc, băiețelul nostru, nici nu împlinise 8 luni și într-o dimineață l-am luat din pătuțul lui, l-am pus lângă noi în pat și în timp ce se juca cu mama lui acolo, s-a întors spre mine și a spus: tata, și zâmbind a întins mâinile. E un moment pe care nu pot să vi-l descriu ca tată și a fost o bucurie imensă în inima mea și este de fiecare dată când îl văd și rostește către mine tata și întinde mâinile râzând. Dacă pentru noi aici pe pământ e o astfel de bucurie, ce bucurie este pentru Domnul să întindem mâinile spre El și să-L strigăm tată. Dar cu atât mai mult e o bucurie pentru noi care suntem copiii Lui. Și aș vrea prin următoarea cântare să ne rededicăm viețile Domnului. Nu știu ce povere ai, nu știu cu ce crezi că ai greșit. Poate te simți descumpănit. Poate ai probleme acasă, la locul de muncă, în familia ta. Dar e momentul să vii din nou, să întinzi mâinile și prin această cântare să-i spui Tatălui.
brațul tău. Mă dedic din nou tot ce sunt, Doamne, tu viața mea o ții în mâna ta și sunt al tău. Eu mă încred în tine, Iisus, ție ți-a parțit. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc, cu toți și sunt. Mereu înaintea mea, în orice zi, mă cred în tine și voi trăi în ale tale căi, în cuvântul tău pe veci. Iisus, eu mă cred, Iisus, ție ți-a parțit. Pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Iisus, eu mă cred în tine. Iisus, ție ți-a tot ce sunt. Doamne, am vrea ca inimile noastre să fie într-adevăr la dispoziția Ta. Cu tot ceea ce suntem, am vrea ca să ne lăsăm modelați de Tine. Și tot ceea ce suntem, Doamne, am vrea să fie folosit de Tine pentru slava Ta, pentru ca Tu să-ți împlinești planurile cu noi. Și în continuare te rugăm frumos, Tată Sfânt din cerul, prin Duhul Tău cel Sfânt, deschide mintea pentru cuvântul Tău ca să-L pricepem și ascultându-L să fim mișcați de Duhul Tău cel Sfânt pentru a-L împlini. Doamne, vrem să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Te rugăm, Doamne, nu ne lăsa să ne înșelăm singuri, ci lucrează Tu în viața noastră, biruiește Tu în viața noastră și adevărul Tău să biruiască pe deplin, pentru totdeauna, în inimile noastre și în viețile noastre. Amin. Vă rog să vă așezați. Mulțumim echipei pentru slujirea voastră. Ne bucurăm de timpul acesta în care împreună înălțăm laude lui Dumnezeu. În luna aceasta, ianuarie, suntem preocupați să înțelegem care este misiunea bisericii noastre și cum anume putem să împlinim ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a chemat să împlinim în vremea aceasta, în locul în care suntem așezați. Viziunea pentru biserică este stabilită de întemeitorul bisericii, și anume Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este cel care a avut această viziune unică prin care ne cheamă pe noi, urmașii Lui, să propovăduim Evanghelia, să vestim vestea bună despre ceea ce Dumnezeu a făcut prin Iisus Hristos în viețile noastre și mai apoi să facem ucenici, adică să învățăm și pe alții să meargă pe drumul pe care a mers Iisus și pe drumul pe care au mers cei care L-au urmat de-a lungul timpului. De 2000 de ani, misiunea bisericii, biserica merge înainte și Dumnezeu este Cel care își duce biserica înainte. Dumnezeu lucrează în continuare de-a lungul pământului, de-a lungul istoriei pentru a-și împlini această misiune. Și noi aici la Metanoia suntem preocupați. Suntem preocupați de acest lucru. Știm că rațiunea existenței noastre, adunarea noastră împreună, are de-a face cu această misiune. Nu suntem doar un club, nu suntem o organizație care avem ca și obiectiv altceva decât ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem.
Și acum, în acest început de an, am ales să vorbim despre scopul nostru, despre ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem pentru perioada următoare, pentru această etapă din viața noastră. Suntem într-un anotimp în viața noastră, ca și biserică, în al 18-lea an de metanoia, în care ne apropiem de majorat. Am ieșit din adolescență încet, încet, dacă îmi permiteți această metaforă, și vrem ca să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă mai departe. De-a lungul timpului, biserica a pendulat între ceea ce a trebuit să spună, între mesajul ei, și între ceea ce a trebuit să lase ca lumea să vadă, între un mesaj care a trebuit propovăduit și într-o lucrare care a trebuit împlinită în societate. De-a lungul timpului, biserica a trebuit să proclame un mesaj și să trăiască un mesaj. Lumea, de-a lungul timpului, a auzit din partea bisericii un mesaj și a văzut o trăire. Să audă lumea și astăzi, cei de lângă noi, trebuie să audă ceea ce avem de spus și trebuie să vadă ceea ce noi avem ca și valori, ceea ce noi vrem să trăim de dragul lui Dumnezeu. Și 1 Petru 2 cu 12 este un verset, un verset de pornire în această zi pentru mesajul pe care îl voi avea. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Oameni care sunt lângă noi, care aud cuvântul, care au auzit vestea bună, care au auzit Evanghelia, pe care Dumnezeu îi cercetează, pe care Dumnezeu îi atinge în urma ceea ce văd în viețile noastre. Și de aceea vorbim despre dăruirea noastră, vorbim despre dedicarea noastră față de Dumnezeu, ca fiind o nevoie pe care lumea, oamenii din jurul nostru o au. Oamenii au nevoie să vadă dedicarea noastră. Dumnezeu este Cel care lucrează în inimile lor, Dumnezeu este Cel care îi cercetează, dar noi suntem chemați să arătăm dăruirea noastră, să arătăm dedicarea noastră față de Dumnezeu. Pentru ca oamenii, văzând dedicarea noastră, în ziua cercetării să dea slavă lui Dumnezeu. De aceea e important să înțelegem că aceste valori despre care vorbim în aceste săptămâni, cei 4C, sunt valori pe care vrem să le cultivăm în mijlocul nostru, valori pe care vrem nu doar să vorbim despre ele, ci vrem să organizăm viața bisericii noastre în jurul acestor valori, în așa fel încât noi să creștem și să trăim aceste valori, pentru ca mai apoi oamenii, văzând dedicarea noastră față de Dumnezeu, Dumnezeu să-i cerceteze și mesajul pe care îl avem de transmis, mesajul acesta să lucreze în inima lor prin ceea ce vor vedea în viața noastră. În secolul trecut, unul dintre liderii bisericii creștine, Leonard Ravenhill, un om al lui Dumnezeu, a spus că lumea nu are nevoie de o nouă definiție a Evangheliei, ci de o nouă demonstrație a puterii Evangheliei în viața bisericii. De o nouă demonstrație a puterii Evangheliei în viața noastră, credincioșilor. Lumea, da, trebuie să audă mesajul, oamenii de lângă noi trebuie să audă vestea bună, dar oamenii trebuie să vadă dedicarea noastră față de Dumnezeu. Care sunt valorile pe care le trăim? Care sunt valorile pe care le cultivăm noi? Care sunt acele lucruri pe care le-am îmbrățișat și pe care oamenii pot să le vadă? De aceea am spus că pentru noi, în această perioadă din viața noastră, în această etapă a vieții noastre împreună ca și biserică, scopul este să formăm, să modelăm, să cultivăm în noi o dedicare mai înaltă față de Dumnezeu. Credincioși dedicați lui Dumnezeu. Credincioși care cultivă valori, credincioși care îmbrățișează aceste valori, care mai apoi le trăim în mijlocul oamenilor unde Dumnezeu ne-a lăsat să fim. Trăim aceste valori pe scurt. Tinerilor le place prescurtările. Scopul nostru este să trăim acești 4C, să trăim aceste valori. Și astăzi, săptămâna trecută, am vorbit despre faptul că un credincios dedicat lui Dumnezeu împlinește cuvântul. Dumnezeu este Cel care a vorbit în istorie, Dumnezeu este Cel care ne-a atins, Dumnezeu este Cel care ne-a lăsat cuvântul, suntem chemați să-L înțelegem, să-L ascultăm și să-L împlinim. Și astăzi vorbim despre cel de-al doilea ce, și anume că vrem
să fim credincioși dedicați lui Dumnezeu, care să zidim relații sănătoase în comunitate. Să zidim relații sănătoase în comunitate. Despre ce comunitate vorbim? Vorbim despre biserică. Vorbim despre această adunare a credincioșilor. Și noi suntem adunarea credincioșilor pentru că suntem uniți de credința noastră în Iisus Hristos. Îl afirmăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, Fiul lui Dumnezeu coborât în lumea noastră. Îl mărturisim ca Domn și Mântuitor personal. Suntem uniți de faptul că suntem născuți din nou de același Duh, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a născut din nou în familia lui Dumnezeu și l-a mărturisit prin botez. L-a mărturisit prin botezul în apă și botezul în apă este acel semn exterior prin care noi suntem identificați. Dar biserica aceasta a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o zidește, în care Dumnezeu lucrează, este biserica în care noi înșine suntem chemați să ne investim. Și Pavel în Efeseni 4 spune că este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Acesta este Dumnezeul pe care noi îl urmăm. Acesta este Dumnezeul pe care vrem să-L slujim. În biserica Dumnezeului celui viu, noi suntem chemați să lucrăm, să ne investim timpul, energia pentru a zidi această biserică, pentru a zidi această comunitate. Și aceasta este a doua valoare pe care aș vrea să o explicăm mai mult în această dimineață. Vedeți, limbajul biblic vis-a-vis de biserică este unul foarte bogat. În Noul Testament, biserica este descrisă ca fiind adunarea credincioșilor, adică cei chemați în afară, chemați împreună. Biserica este descrisă ca fiind poporul lui Dumnezeu, ca fiind trupul lui Hristos, ca fiind familia lui Dumnezeu, ca fiind mireasa lui Hristos. Și în toate aceste metafore, toate aceste imagini care sunt puse înaintea noastră, un lucru iese în evidență și un lucru le unește pe toate. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, nu poți să nu fii legat de oamenii de lângă tine. Dumnezeu, care este Tatăl familiei Lui, te-a chemat într-o familie și trebuie să ai relații cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu. Ești chemat să zidești în relații sănătoase în familia lui Dumnezeu. Și aceasta nu este o opțiune. Dacă ești parte din trupul lui Hristos și Hristos este capul, este Cel care te-a răscumpărat, este Cel de care te-ai legat, este Cel în care ți-ai pus speranța, El te-a pus ca parte într-un trup și trebuie în acest trup să funcționezi ca un mădular. În cele din urmă, fiecare dintre noi suntem mădular în trupul lui Hristos și aceasta nu este o opțiune, ci este o realitate la care suntem chemați. Dacă suntem în relație cu Dumnezeu, suntem în relație cu ceilalți. Dacă suntem în familia lui Dumnezeu, suntem în relație cu ceilalți copii al lui Dumnezeu. Dacă suntem în trupul lui Hristos, trebuie să slujim celelalte mădulare din trupul lui Hristos. Paul David Tripp spune despre faptul că generația noastră are o problemă să înțeleagă că creștinismul autonom nu funcționează. Individualismul care a modelat gândirea noastră să ne facă să credem că ne descurcăm bine și suntem I'm doing well on my own, mă descurc bine de unul singur. Această gândire trebuie să înțelegem că este una profund împotriva chemării noastre de a trăi în comunitate. Creștinismul autonom nu funcționează pentru că viața noastră spirituală, spune el, a fost concepută de Dumnezeu să se desfășoare în comunitate. Viața noastră a fost concepută de Dumnezeu să se desfășoare în comunitate. Și modul în care noi suntem legați unii de ceilalți, prin relațiile pe care le dezvoltăm unii cu ceilalți, este modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră și mai mult, lucrează în mijlocul lumii unde El ne-a lăsat. Biserica, deci, este ideea lui Dumnezeu, este o comunitate pe care Dumnezeu o zidește și în care noi suntem chemați să zidim relații sănătoase și lucrul acesta este important din trei motive pe care le menționez foarte pe scurt. O comunitate sănătoasă reflectă relațiile din Sfânta Treime. Vă amintiți pentru ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos înainte de a merge la cruce? În Ioan 17, Domnul Iisus Hristos se roagă și spune: mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu în tine și tu în mine, așa cum noi avem aceste relații, mă rog ca și ei, urmașii mei, să aibă astfel de relații. În cele din urmă, lucrul care este foarte important este că prin relațiile dintre noi,
noi reflectăm relațiile din Trinitate. Și asta îi dă glorie lui Dumnezeu, slava despre care noi vorbim. Slava lui Dumnezeu este manifestată, este revelată în mijlocul nostru atunci când noi, de dragul lui Dumnezeu, dăm la o parte barierele, diferențele dintre noi, lucrurile care ne despart și de dragul lui Dumnezeu ne legăm unii de ceilalți, stăm aproape unii de ceilalți. Și în felul acesta Dumnezeu își arată gloria în mijlocul nostru. El este Cel care aduce pace, aduce dragoste, aduce unitate între noi. Și asta îi dă slavă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a rugat pentru unitatea noastră. Mai mult, atunci când relațiile acestea sunt dezvoltate în mod sănătos, ele au un potențial de împlinire extraordinar. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a făcut ființe care să funcționăm și să ne împlinim în relații. Și acest lucru este foarte important pentru noi. Izolarea este toxică. Și am văzut cât rău poate să producă izolarea. În această perioadă de pandemie sunt așa de multe efecte secundare care vin asupra oamenilor și așa de multe stări de angoasă, de depresie care se adâncesc din cauza izolării, a distanțării. Asta ne arată un lucru foarte clar, că relațiile sunt foarte importante pentru noi. Și Dumnezeu este Cel care ne-a creat în felul acesta să ne împlinim, să ne găsim această semnificație și sens profund al sufletului în relații. Și nu în ultimul rând, o comunitate sănătoasă este un argument în favoarea credibilității Evangheliei. Domnul Iisus Hristos a rugat ca noi să fim una pentru ca lumea să creadă. Domnul Iisus Hristos mai devreme în rugăciunea Lui spune așa: eu însumi mă sfințesc pentru ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Sunt două lucruri foarte importante pe care Domnul Iisus Hristos le spune aici, pe care le-a menționat deja. Lumea va crede cuvântul Evangheliei prin ceea ce vor auzi, pentru că oamenii ajung la mântuire prin auzirea Evangheliei, dar totodată lumea va crede, va da credibilitate Evangheliei când va vedea unitatea bisericii. Nu degeaba, Francis Schaeffer, unul dintre apologeții secolului trecut, spunea despre faptul că unitatea bisericii este apologetica supremă. Cel mai bun mod de a apăra Evanghelia este să te uiți la unitatea bisericii. Oameni care lasă de la o parte frustrările personale, mofturile personale, părerile personale, gusturile personale și vin împreună de dragul lui Dumnezeu. Sunt cel mai puternic argument în favoarea credibilității Evangheliei. Cu alte cuvinte, pentru că vestea bună a Evangheliei a ajuns la noi, ne-a scos din întuneric la lumină și noi suntem uniți împreună de această veste bună, aduși împreună în poporul lui Dumnezeu prin ceea ce Hristos a făcut. Și de dragul unității dintre noi, lăsăm la o parte lucrurile, părerile, alte lucruri care ar putea să ne dezbine și investim în unitatea dintre noi. Oamenii când se vor uita la asta, spune Schaeffer, va fi argumentul cel mai credibil în favoarea Evangheliei. Omul acesta și-a dedicat viața dezvoltând idei, argumente pentru a promova Evanghelia în diferite medii, în diferite contexte. Și afirmația lui este una extraordinară, una extraordinar de importantă pentru noi. Dacă vrem să ne împlinim misiunea, adică dacă vrem ca Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos să ajungă la oamenii de lângă noi, cel mai bun loc în care trebuie să începem și prin care putem să începem este în biserică, zidind unitatea din biserică, întărind unitatea noastră, întărind relațiile noastre. Și oamenii se vor uita la noi. Vor vedea unitatea din biserică, văzând unitatea aceasta, va fi argumentul cel mai puternic în favoarea credibilității veștii bune. Domnul Iisus Hristos a rugat pentru asta. Așadar, înțelegând de ce este așa de important să zidim relații sănătoase în comunitate, aș vrea să mergem un pas mai departe, să vedem cum anume putem să zidim noi și cum anume vrem să zidim noi relații sănătoase în comunitatea Metanoia. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc este această lecție pe care am învățat-o din Neemia. De curând am trecut prin cartea Neemia. Și atunci când Neemia cheamă poporul la acest proiect de reconstrucție, de restaurare, ceea ce se întâmplă în capitolul 3, capitolul în care ne sunt descrise lucrările, de trei ori ne este repetat faptul că oamenii au lucrat în dreptul casei lor. În dreptul casei lor. Cel mai bun mod în care putem să zidim unitatea bisericii și să zidim relații sănătoase între noi este să începem în dreptul casei noastre. Și aici nu mă refer doar la relația soț-soție, nu mă refer doar la relația părinte-copil, ci mă refer la relația ta personală cu Dumnezeu.
Acela este locul cel mai bun în care trebuie să începem și de unde putem să începem. Este locul strategic în care Dumnezeu vrea să ne implicăm, să zidim în dreptul casei noastre. Și bineînțeles că în această zidire suntem ajutați, avem câteva unelte pe care biserica ni le oferă și anume grupul mic, acel loc, acel cadru în care putem să fim vulnerabili, acel loc în care putem să dăm socoteală, să cerem socoteală, să veghem unii asupra altora, acel loc în care putem să împărtășim o problemă la care nu găsim soluție, acel loc în care putem să împărtășim din frământările noastre, poverile noastre pe care poate nu ne simțim confortabil să le împărtășim în alt cadru. Și aceasta este unealtă pe care o avem, să zidim în dreptul casei noastre. Mai apoi, sunt oameni care vin spre noi pentru consiliere, pentru rugăciune la presbiter și timpul pe care îl petrecem împreună este un timp în care căutăm soluții și este o unealtă. Consilierea și lucrarea pastorală este o unealtă pe care poți să o folosești pentru a zidi în dreptul casei tale. Ca și biserică, pregătim o conferință pentru familie la sfârșitul lunii martie. Și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să putem ieși la Felix pentru un weekend și fratele Marius Sabău, care slujește ca și păstor în Biserica Betel din Cluj, va fi împreună cu noi să ne ajute în frământarea noastră de a lupta pentru familia noastră. Vremea aceasta este o vreme în care vedem că familia este sub asediu și tema pe care am vrea să o urmărim este cum anume putem să luptăm pentru familia noastră. Pentru că avem arme pe care Scriptura ni le-a lăsat. Și conferința aceasta ne dorim să fie o unealtă bună pentru toate familiile din Metanoia, o unealtă pe care să o folosim, ca să înțelegem cum anume putem să luptăm pentru familia noastră. Dar dincolo de toate aceste lucruri, aceste unelte pe care le avem în cadrul bisericii, există o luptă pe care tu trebuie să o dai, există o lucrare pe care trebuie să o faci tu în dreptul casei tale, există o lucrare pe care Dumnezeu te cheamă să o faci în inima ta, în viața ta, în relațiile tale, la locul tău de muncă și nimeni nu poate să facă în locul tău. Poate sunt relații care trebuie reparate, poate este o relație pe care amâni și evit să o repar de mult timp și Dumnezeu vrea să începi de acolo. Poate este o decizie pe care trebuie să o iei, o decizie bună pe care o amâni de mult timp și poate trebuie să începi să repar de acolo. De multe ori Dumnezeu lucrează în viața noastră și unii dintre noi avem această experiență în care suntem umpluți de Dumnezeu, dar ca un butoi care are o doagă, care nu este la nivelul celorlalte, oricât de mult s-ar turna în noi, în cele din urmă totul se revarsă în afară. Oricât de bun ar fi programul de duminică, în cele din urmă luni ne simțim goi sau oricât de mult ar încerca alții să ne ajute, în cele din urmă tot ajutorul pe care îl primim se revarsă în afară pentru că există un loc. Există o ruină, există un loc spart, o doagă care nu-i la nivelul celorlalte. Și acolo trebuie să începi tu. De acolo trebuie să începi. Înainte de a schimba lumea, trebuie să schimbi ceea ce îi în dreptul tău. Vorba unui gânditor, a unui psihiatru. Dacă vrei să schimbi lumea, începe cu dormitorul tău. Fă-ți ordine în dormitor, în camera ta. Puneți lucrurile, aerisește, puneți lucrurile la loc, fă curățenie. Există un loc în viața noastră unde trebuie să începem și dacă vrem ca Dumnezeu să zidească relații sănătoase între noi, fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că există un loc în dreptul nostru pe care trebuie să-l facem și dacă noi nu-l facem, nimeni nu-l va face. Dacă nu participi la întâlnirea de grup mic, nimeni nu poate să facă pentru tine ceea ce tu ar trebui să faci. Sunt unelte pe care Dumnezeu le-a lăsat la îndemâna ta și care sunt în cadrul bisericii. Dacă nu le folosești, zidul din dreptul casei tale va rămâne spart și pe acolo se va scurge în continuare energie, resurse și binecuvântarea lui Dumnezeu nu va rămâne în inima ta, în viața ta. Deci primul lucru, zidește în dreptul casei tale. Al doilea lucru pe care vreau să-l adaug la această preocuparea noastră de a zidi împreună relații sănătoase. Al doilea lucru, participă la închinarea bisericii. Participă la închinarea bisericii. În ultimele luni am avut mai multe provocări, ocazii în care să venim împreună în rugăciune. Și nu doar la întâlnirea de duminică, dar și la acele întâlniri pe care le-am organizat joia. Un timp în care venim înaintea lui Dumnezeu împreună în rugăciune. Și rugăciunea zidește
relațiile dintre noi. Rugăciunea are puterea aceasta de a ne lega unii de ceilalți. Nu doar prin faptul că ne rugăm unii pentru ceilalți, trebuie să ne rugăm unii pentru ceilalți. Și din această săptămână vechem din nou la post și rugăciune. Ziua de miercuri să fie o zi în care știm că împreună ne rugăm pentru viața bisericii, pentru lucrarea bisericii, pentru oamenii din biserică, pentru oamenii apropiați de noi care poartă poveri și vrem să ne unim în rugăciune. Dar pe lângă asta, atunci când noi venim în rugăciune, când de dragul lui Dumnezeu ne unim glasurile în rugăciune, ceva se întâmplă între noi. Și am experimentat asta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se mișcă între noi într-un fel în care nu o face poate nici cântarea, nici cuvântul. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus că atunci când ne voim, doi sau trei se învoiesc, adică dau la o parte, fac o tranzacție, fac o înțelegere, haide să ne rugăm pentru acest lucru și doi sau trei fac acest lucru, această înțelegere, eu sunt în mijlocul vostru. Această promisiune am simțit-o împlinindu-se în mai multe rânduri, în timpul rugăciunii, în acest timp de rugăciune comună. Și mi-amintesc de prima întâlnire de joi din luna noiembrie. Am avut pe cineva care a fost din afara comunității noastre, care timp de 2 ore a stat jos și a plâns. Și în timpul celor 2 ore în care ne-am rugat, am cântat, iarăși ne-am rugat, a stat doar jos. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a atins viața acestei femei. Și cred că atunci când noi ne rugăm împreună, atunci când înaintea lui Dumnezeu și ca și comunitate participăm cu vocile noastre la rugăciune, oamenii vor fi mișcați. Dacă vrem ca alții din afară să vină în mijlocul nostru, atunci noi suntem chemați să participăm la această închinare, pentru că atunci când vor veni alții din afară, vor simți lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care știe să atingă pe oameni după cum avem nevoie fiecare. Dar atunci când noi participăm la rugăciune, ceva se întâmplă în mijlocul adunării copiilor lui Dumnezeu. Tot așa și cu cântarea. Promisiunea lui Dumnezeu în psalm este că El locuiește în mijlocul laudelor poporului Său. Atunci când poporul lui Dumnezeu se unește în laude la adresa lui Dumnezeu, atunci când particip, când îți înalți vocea, când dai la o parte lucruri care ar putea să ne împiedice, știu eu, lucruri care țin de preferințe, de gusturi, de gusturi muzicale sau de gusturi de stil, când dai la o parte aceste păreri sau lucruri care țin de opțiuni personale și participi, Dumnezeu vede și Dumnezeu știe. Și atunci când 100 de glasuri, 100 de inimi se deschid pentru Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu și buzele noastre înalță pe Dumnezeu, Dumnezeu vede lucrul acesta și Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor noastre și se atinge de noi și lucrează în mijlocul nostru. Și fiecare dintre noi avem această experiență, cu siguranță, participând la închinare, prin cântare, prin rugăciune, noi înșine am fost zidiți, am fost atinși de Dumnezeu. Cu siguranță am avut această experiență, dar am avut și altă experiență, nu-i așa, în care n-am simțit nimic, nu s-a întâmplat nimic. Și uneori se întâmplă să nu simți nimic, dar chemarea noastră rămâne, participă. Participă că prin rugăciunea ta s-ar putea ca cineva să fie atins, așa cum s-a întâmplat cu femeia aceasta. Prin rugăciunile celor care au venit la microfon și s-au rugat, inima ei a fost atinsă, Dumnezeu a lucrat în inima ei. Și inimile noastre sunt mișcate atunci când auzim rugăciunea ale unor oameni care se luptă și se frământă și se zbat cu poveri. De aceea e important să participăm. Sunt așa de multe lucruri care cu siguranță ne împiedică și vor să ne împiedice tot felul de lucruri care țin de realități exterioare. Dumnezeu ne cheamă să participăm la rugăciune, să participăm la cântare, să participăm la dărnicie. De ce nu? Pentru că și acesta este un mod prin care viața bisericii și relațiile dintre noi sunt întărite prin ceea ce noi punem împreună de dragul lui Dumnezeu pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să folosesc o imagine pentru a întări această idee. În 30 iulie 2015, 164 de parașutiști au stabilit un record mondial. Au sărit din 7 aeronave diferite și pentru aproximativ 70 de secunde au format această floare. Sper că o vedeți cât mai bine. Am citit descrierea și am citit despre acest record. Ceea ce a făcut dificilă
această floare, realizarea acestei flori, a fost faptul că oamenii aceștia care s-au aruncat din cele 7 aeronave diferite, au trebuit nu doar să se orienteze în spațiu, să-și caute celelalte puncte de sprijin, dar au trebuit să-și direcționeze energia în așa fel încât să ajungă să se lege unii de ceilalți. Ori în aer lucrul acesta este aproape imposibil. După exerciții repetate și după încercări repetate au reușit să facă acest lucru. Și mă gândesc că viața bisericii de multe ori este ca și acest salt cu parașuta, ca și acest salt în aer. Avem nevoie să ne căutăm puncte de sprijin și pe măsură ce ne apropiem și ne legăm unii de ceilalți, împlinim scopul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Știți, Pavel spune despre noi că suntem lucrarea lui Dumnezeu, poema lui Dumnezeu. Adică suntem acele versuri pe care Dumnezeu le scrie în lume, ca lumea să le citească. Suntem acea epistolă pe care Dumnezeu o scrie, ca oamenii să o citească. Și atunci când noi participăm, atunci când venim împreună, atunci când ne ancorăm unii de ceilalți și ne căutăm puncte de sprijin în relațiile dintre noi, Dumnezeu face ceva frumos în viața noastră și în viețile celor de lângă noi. Bineînțeles că acest salt este unul care te scoate din zona de confort. Nu este tot una să fii parașutist, să sari singur sau să sari în formație. Acele clipe de tensiune în care cauți să te agheți de ceilalți, timp în care corpul tău se duce în jos și simți că se apropie pământul și încă formația nu este completă. Sunt clipe de tensiune și de mare presiune pe parașutiști. Ei au reușit să stabilească acest record incredibil. 164 de oameni care s-au legat unii de ceilalți. Imaginea aceasta este o imagine pentru viața bisericii. Ne-ar fi mult mai comod să fim singuri, să sărim singuri, să ne ducem viața aceasta singuri, să nu ne stresăm, să ne preocupăm de cei de lângă noi. Dar atunci când îți întinzi mâna, te ancorezi și îți găsești puncte de stabilitate în ceilalți, Dumnezeu este Cel care lucrează ceva frumos. Poema Lui, lucrarea Lui în lume se manifestă și se arată prin ceea ce noi, credincioșii, suntem dispuși să facem. Atunci când ieșim din zona de confort, atunci când ne depășim frustrările și tensiunile care poate apasă asupra noastră. Și aici ajung la următorul lucru. Și anume, slujește. Adică pune-te la dispoziția altora. Pune umărul și pun și partea aceasta mai negativă. Nu pune piedică. Ce fel de creștere ne dorim în biserica noastră? Pentru că o biserică care vrea să împlinească misiunea pe care Hristos ne-a lăsat-o, aceea de a duce Evanghelia, este o biserică care inevitabil se gândește la creștere, la multiplicare. În egală măsură, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să ne dorim să căutăm și creșterea spirituală despre care vorbește Pavel în Efeseni. În Efeseni, în capitolul 4, Pavel ne amintește despre faptul că tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Și cunoaștem acest pasaj și aș vrea să-l amintesc pentru această nevoie de creștere. Nevoia noastră de creștere nu se referă doar la nevoia de creștere numerică, ci se referă în primul și în primul rând la nevoia noastră de creștere spirituală. Noi vrem să vedem oameni care cresc spiritual, oameni care slujesc, care dau ceva trupului, care prin încheietura pe care ei o formează, participă la creșterea trupului. Și dacă nu creștem, avem o problemă. Avem o problemă de slujire, avem o problemă de participare, avem o problemă că încheieturile nu își împlinesc slujba pe care Hristos, capul, cel care este stăpânul nostru, ne-a dat-o. Și dacă nu vedem creșterea aceasta, trebuie să ne frământăm în primul rând între noi. Nu vor fi oamenii curioși să vină în mijlocul nostru. Nu vor fi oamenii curioși să rămână în mijlocul nostru dacă nu vor vedea creșterea aceasta spirituală. De ce ar vrea cineva să vină în mijlocul nostru într-un context în care noi înșine nu participăm, într-un context în care noi înșine nu ne simțim parte și nu suntem parte? De ce ar vrea cineva să vină să stea la masa noastră de duminică, la o masă la care noi nu participăm, la o masă pe care noi nu o slujim, o masă la care noi nu suntem bucuroși să participăm? Vedeți, lucrurile se leagă unele de celelalte.
Nevoia noastră de a împlini misiunea, de a aduce Evanghelia în afară, este la fel de importantă cu nevoia noastră de a crește, de a crea această atmosferă în mijlocul nostru în care fiecare dintre membrii bisericii participă, slujește în așa fel încât creșterea aceasta spirituală să fie o creștere care să fie vizibilă, să atingă și pe cei din afară. Și prin departamentele de slujire, prin modul în care noi suntem organizați, vrem să punem oamenii în context în care să slujească. Și nu ne referim doar la echipa de slujire, ci ne referim la departamentul de copii. Este un loc în care oamenii slujesc, sacrifică din timpul lor și sunt și alții care pot să fie chemați. Unii dintre voi, cei care sunteți părinți, sunteți o familie tânără, aveți capacități, aveți energie, aveți creativitate, puteți să ajutați în lucrarea aceasta. Totodată și în lucrarea de tineret sunt oameni care slujesc în departamentul acesta de închinare, în departamentul de audio-video, să stai la cameră, să stai la regie, să stai în zona aceea în care sunt lucruri care reprezintă un suport pentru lucrarea bisericii. Vedeți, când adunăm toți oamenii care în mod constant slujesc în biserică, sunt peste 70 de membri care în mod constant dau din timpul lor, sacrifică ceva din timpul lor pentru lucrarea bisericii și este o slujire. Dar în această slujire n-am vrea să fie implicați doar unii. În această implicare am vrea să fie implicat, să fie prinși fiecare dintre membrii noștri. De aceea nu ne dorim o creștere numerică care să nu fie urmată de o creștere spirituală, o creștere în care oamenii prezenți în biserica aceasta să-și înțeleagă chemarea de a sluji, chemarea de a fi parte, de a pune umărul la slujirea în biserică. Și uneori oamenii obosesc. Uneori oamenii obosesc să pună umărul și este normal. Și atunci când oamenii obosesc, au nevoie de ce anume, credeți voi? De ce avem noi nevoie fiecare atunci când obosim? Avem nevoie de încurajare, nu-i așa? Și aici vreau să vă aduc în atenție din nou textul din Neemia. Textul din Neemia 4, care e un text peste care n-aș vrea să trecem ușor. Este un text foarte important pentru noi ca și comunitate. Este un text în care dușmanii poporului Dumnezeu încep să ridice tot felul de, hai să spunem, păreri. Păreri care sunt foarte bine fondate. Păreri care sunt foarte realiste. Și oamenii aceștia, dușmanii poporului Dumnezeu, prin ceea ce ei spun, prin ceea ce ei fac și prin modul în care se exprimă față de lucrarea lui Dumnezeu, provoacă Neemia o reacție foarte dură. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor, să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Au necăjit pe cei ce zidesc. O altă traducere spune despre faptul că au descurajat, adică au împiedicat lucrarea celor care zidesc. Atunci când oamenii obosesc, au nevoie de alți oameni care să vină să pună umărul. Nu neapărat să facă ceea ce ei fac, ci să încurajeze. Și lucrul acesta îl pun în opoziție cu ceea ce Neemia vine și spune aici. Cât este el de dur? Oare e justificat să fie așa de dur față de niște oameni care, la urma urmei, ascultați cuvintele dușmanilor? La ce lucrează acești iudei neputincioși? Și erau neputincioși. Oare vor fi lăsați să lucreze? Erau piedici din interior și din exterior. Oare vor jertfi? Asta este o întrebare foarte legitimă. Vor sacrifica oamenii aceștia pentru a duce la bun sfârșit proiectul acesta? La prima vedere, cuvintele acestea par destul de blânde. Nu par foarte, foarte grave. Totuși, reacția lui Neemia este așa de dură. Oare de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu lucrează la împlinirea planurilor lui și oamenii participă la împlinirea planurilor lui Dumnezeu, Dumnezeu este foarte dur cu cei care împiedică pe cei care lucrează, cu cei care sunt o piedică, care pun piedică în calea lucrării lui Dumnezeu. Atunci când oamenii obosesc și când poate nu mai slujesc așa cum ar trebui să slujească, au nevoie de încurajare. Și aici trebuie să fim foarte sensibili și foarte înțelepți. Critica, oricât de constructivă am vrea noi să fim
nu întotdeauna construiește, ci mai mult demolează. Suntem în general foarte abili să vedem lucrurile care lipsesc, lucrurile care nu se fac, lucrurile care nu se întâmplă. Dar dincolo de lucrurile acestea, dacă vrem să vedem că ceva se întâmplă și că ceva se face, trebuie să fim gata să punem umărul. Nu doar să ne punem părerile noastre în dreptul lucrurilor care lipsesc, în dreptul lucrurilor care nu se fac. Înțelegeți oare despre ce vorbesc? M-ar ajuta dacă ați dau din cap aprobator sau dezaprobator. Încurajarea este o valoare care trebuie să o multiplicăm în mijlocul nostru. Adică să vedem ceea ce se face, să fim gata să apreciem ceea ce se face și să avem grijă că vis-a-vis de ceea ce nu se face, să nu fim doar emițători de opinii, emițători de păreri. Nu doar să ne exprimăm vis-a-vis de ceea ce lipsește și ceea ce nu se face și critica noastră să nu contribuie cu absolut nimic la a se întâmpla ceva. Nu punem umărul, ne punem doar o piedică, ne punem doar o părere, o părere care pentru alții care lucrează poate să fie o dezamăgire mai mare sau o descurajare. Față de oamenii care slujesc în Metanoia, aș vrea să dezvoltăm această cultură a încurajării pe care Biblia ne cheamă să o facem. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Evlavia, dacă vrei să fii evlavios, dacă vrei să vezi că Dumnezeu biruiește în viața bisericii Lui, dacă crezi că ești matur, atunci dezvoltă acest limbaj al mulțumirii. Limbajul mulțumirii este un limbaj care nu ne vine în mod natural. Trebuie să vezi lucrurile care merg bine, să vezi lucrurile, să-i vezi pe oamenii care sacrifică. Și atunci când sacrifică, să fii gata să spui un cuvânt de mulțumire, de apreciere, de încurajare. Doar într-un context, într-o atmosferă de mulțumire, lucrurile pot să crească. Doar într-un context de încurajare și de mulțumire, oamenii pot să înflorească. Critica și părerile care sunt doar aruncate ca niște păreri, descurajează și sunt toxice, nu fac nimic altceva decât să dărâme. Și aici aș vrea să fim conștienți de faptul că Dumnezeu ne cheamă să slujim nu doar prin ceea ce punem noi din resursele noastre financiare sau din timpul nostru, ci și vorbele pe care le împărtășim unii cu ceilalți. Aș vrea ca biserica noastră să fie o biserică care vede ceea ce avem, să aprecieze ceea ce avem și vis-a-vis de lucrurile care nu le avem, ce să facem? Pentru că se prea poate să existe lucruri care nu le avem și avem nevoie de ele să fie prezente în viața bisericii. Lucruri care ar trebui să se întâmple și nu se întâmplă. Ei, dacă ești preocupat de un astfel de lucru, te întorc din nou la exemplul lui Neemia. Ce a făcut Neemia atunci când a văzut că ceva lipsește în Ierusalim? Ce a făcut? Care a fost atitudinea lui Neemia față de ruinele din Ierusalim? Neemia nu a început să spună, dar de ce nu se pune cineva să zidească zidurile Ierusalimului? Dar deci nu se găsește nimeni în Ierusalim care să facă treaba asta. Dar în tot poporul ăla lui Dumnezeu nu este nimeni care să se ocupe de acest proiect. Era o întrebare legitimă pentru că Neemia era departe de Ierusalim. Neemia era ultimul care era interesat direct de ce se întâmplă în Ierusalim. El nu locuia în Ierusalim. Totuși, atunci când a văzut această nevoie și Dumnezeu a mișcat inima lui, Dumnezeu l-a mișcat pe Neemia să facă ceva. Și dacă vrei în mod legitim, în mod natural, matur, în mod evlavios și să te exprimi vis-a-vis de anumite lucruri care lipsesc, dacă într-adevăr apasă pe inima ta lucruri care nu se întâmplă și care pe bună dreptate le vezi că ar trebui să se întâmple în biserică și nu se întâmplă, fă ca și Neemia. Pleacă-te pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, roagă-te și să vei vedea atunci că Dumnezeu mișcă lucrurile. Dumnezeu care mișcă inima ta este Dumnezeu care poate să miște și frații tăi, și biserica, și conducătorii bisericii, și echipa de slujire. Dumnezeu a mișcat roata istoriei pentru Neemia. Cu siguranță Dumnezeu poate să miște și frații, surorile de lângă tine, atunci când îți pui inima în mod sincer și ești preocupat să pui umărul la slujirea bisericii. În a doua zi de Crăciun am avut pe copiii împreună cu noi și una dintre fete a spus despre impresiile care le-a adunat după vizita în Oltenia. Și m-a impresionat foarte tare modul în care a vorbit despre cuvântul mulțumesc. De multe ori spun mulțumesc, zicea ea, și o spun pentru că sunt bine crescută și părinții mei m-au învățat că este un lucru bun să spun mulțumesc. Dar mergând acolo,
am înțeles că trebuie să dau valoare cuvântului mulțumesc. Și am stat și m-am gândit la fetița aceasta de aproape 12 ani, la modul în care Dumnezeu a mișcat inima ei să dea valoare cuvântului mulțumesc. Adică să vadă privilegiile de care Dumnezeu a făcut parte și să spună cuvântul acesta mulțumesc plin de semnificație, să-l spună într-un fel în care să fie rostit nu doar de pe buze, ci din inimă. Și noi avem nevoie să învățăm să dăm valoare cuvântului mulțumesc. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile bune din mijlocul nostru, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care slujesc, care sacrifică, să nu cumva să alunecăm în panta sau în punctul în care să disprețuim pe cei care slujesc. Să nu cumva să disprețuim cei doi bănuți pe care poate cineva îi dă. Dumnezeu știe fiecare dintre noi cât dăm și Dumnezeu este Cel care știe să cântărească fiecare sacrificiu și fiecare slujire care se face în biserica noastră. Niciunul dintre noi nu suntem chemați să judecăm și să ne exprimăm într-un mod disprețuitor față de cei care s-ar putea să fie demolați de părerile noastre, oricât de legitime și cât de raționale și realiste ar fi. Așadar, haideți să slujim împreună comunitatea aceasta, haideți să punem umărul și să ne punem și o piedică la gură, să nu punem piedică celor care lucrează. Și aș vrea să mai dau un ultim exemplu la acest punct. Aș vrea să ne uităm, să ne amintim de istoria poporului Israel. La un moment dat, Dumnezeu conduce poporul acesta pe la granița țării Canaan. Erau pe punctul să intre în țară, în țara promisă. Erau pe punctul să se bucure de toate binecuvântările lui Dumnezeu pregătite în țara aceea în care curgea lapte și miere. Și Moise trimite 12 iscoade. Și după ce aceste iscoade merg, se uită la punctele tari, punctele slabe ale țării, se întorc. Și doi dintre ei spun să mergem înainte. 10 spun, n-avem nicio șansă. Sunt dușmani acolo, sunt uriași, sunt așa de multe obstacole. Ne vor nimici. Se uită la aceste realități și din cauza necredinței, adică din cauza fricii de a face un pas înainte, descurajează poporul. Și Dumnezeu este așa de aspru cu cei 10 și cu toată generația care i-a ascultat. De ce? Pentru că au oprit planul lui Dumnezeu. Dumnezeu care își conducea poporul înainte, Dumnezeu care vrea să conducă poporul înainte și poporul era chemat la acest pas al credinței, să asculte de Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu. Împotriva îngrijorărilor, a fricii, a realităților care îi aștepta în țară, a greutăților, a luptelor, a provocărilor din țară, Dumnezeu îi chema înainte. Și cei 10 i-au împiedicat poporul, a împiedicat lucrarea lui Dumnezeu. Slujirea este o manifestare a credinței. Să-L urmezi pe Dumnezeu într-o comunitate, să-L slujești pe Dumnezeu în biserică, este și o manifestare a credinței. Pentru că sunt lucruri care de multe ori te îngrijorează, sunt uneori lucruri care te depășesc, lucruri care sunt prea grele pentru tine, te lovești de dușmani din interior sau din exterior și fiecare dintre cei care slujesc, la un moment dat, se confruntă cu aceste realități în care ar vrea să dea înapoi. Și noi suntem chemați să ne încurajăm unii pe ceilalți, să ne ajutăm unii pe ceilalți, să mergem înainte. Și planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi să înainteze, nu să fie împiedicat. De aceea ai grijă ce vorbești. Fiecare dintre noi suntem puși în această generație în care fiecare e liber să-și exprimă părerea. Și nu este nimic rău să-ți exprimi părerea. Dar atunci când părerea ta împiedică planul lui Dumnezeu în viața fratelui tău, atunci ai face bine să te gândești de două ori înainte de a vorbi, de două ori înainte de a-ți oferi părerea. Dumnezeu a fost așa de dur cu cei care au împiedicat lucrarea Lui în poporul Lui. N-aș vrea să cădem niciunul dintre noi sub judecata lui Dumnezeu pentru că am zădărnicit lucrarea lui Dumnezeu sau am zădărnicit slujirea cuiva în biserica noastră. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Să fim oameni care slujesc, oameni care pun umărul și sunt contexte suficiente în biserica noastră în care să te implici. În săptămânile următoare vom vorbi și despre alte contexte din afara bisericii noastre în care putem să ne implicăm. Sunt destule lucruri pe care poți să le faci. Sunt destule nevoi pe care poți să le împlinești. În așa fel încât să participi, să pui umărul la înaintarea slujirii în biserica aceasta, să zidești relații sănătoase, nu să fie o piedică în calea lucrării lui Dumnezeu. Și aici ajung la un al patrulea punct. Vino alături de cei în suferință sau de cei în sărbătoare. Vino alături de cei ce se implică, vino alături de cei care
slujești. Și bineînțeles, pentru asta trebuie să ai ochii deschiși. Și când vorbim de suferință, nu vorbim doar la acele momente în care participăm la evenimente speciale, în care cineva a pierdut pe cineva. Da, vrem să plângem cu cei ce plâng. Și este o mărturie și este un mod în care oamenii din afară se uită la comunitățile noastre, se uită la modul în care suntem alături unii de ceilalți atunci când trecem prin doliu. Dar sunt oameni în mijlocul nostru care suferă și nu-i vede nimeni. Și noi trebuie să ne deschidem ochii unii pentru ceilalți, să ne vedem unii pe ceilalți, să ne auzim unii pe ceilalți, să ne înțelegem unii pe ceilalți, să ne ascultăm unii pe ceilalți. Și totodată vin alături de cei în sărbătoare. Sărbătorile sunt importante în viața poporului lui Dumnezeu. Care sunt sărbătorile noastre? Care sunt sărbătorile la care noi suntem chemați să participăm? Care sunt acele sărbători, acele ocazii în care noi suntem chemați să fim parte pentru a zidi trupul lui Hristos, pentru a zidi biserica? În primul și în primul rând, sărbătoarea care ne-a lăsat-o chiar Domnul Iisus Hristos este cina Domnului. Acest prilej în care venim împreună pentru a întinde mâna pentru pâine și pentru vin. Și ori de câte ori biserica aceasta se adună, dacă consider că biserica Metanoia este biserica ta, este locul în care Dumnezeu te-a așezat să fii parte și vrei să împlinești planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta, participă la cina Domnului. Sunt așa de multe lucruri care pot să ne împiedice, așa de multe alte lucruri pe care le putem face în mod justificat. Fă din cina Domnului o prioritate pentru tine. Fă din cina Domnului o ocazie în care să vii împreună cu biserica Metanoia, cu biserica lui Dumnezeu, cu biserica lui Hristos, pentru a celebra moartea, pentru a celebra, de fapt, biruința lui Dumnezeu în viața ta, pentru a celebra ceea ce Hristos a făcut în viața ta. Participă la cina Domnului. Îndemnul Scripturii este fiecare să se cerceteze și așa să ia, să participe, să întindă mâna. Cercetarea nu este o realitate care trebuie să ne împiedice. Cercetarea Duhului Sfânt este o realitate care trebuie să faciliteze participarea noastră într-un duh de curăție, într-un duh de sfințenie. Să participăm cu smerenie și cu sfințenie la masa Domnului și îndemnul este să participăm. O a doua sărbătoare pe care o avem anual și pe care am vrea să o transformăm într-adevăr într-o sărbătoare a mulțumirii este adunarea generală. Și acesta este momentul acela în care lumea îl râde pe sub mască. Adunarea generală, sărbătoare? Da, adunarea generală trebuie să fie sărbătoarea noastră. De ce? Pentru că este ocazia în care ne adunăm și ne uităm împreună în urmă la ceea ce Dumnezeu a turnat peste noi ca binecuvântări. Ne uităm în urmă la lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru, resursele financiare, proiectele care s-au împlinit și inima noastră ar trebui să fie plină de mulțumire. De aceea, anul acesta planificăm ca această adunare generală să fie o sărbătoare, să fie un timp de închinare, prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt, prin agapă. Un timp în care ne adunăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut anul trecut. Este cel mai prielnic, cel mai potrivit timp în care să ne uităm în urmă și ne putem uita în urmă să vedem în mod clar, în mod transparent, avem cifrele, avem hârtiile, am vrea să ne uităm la ele înainte de adunarea generală din 19 februarie, am vrea să ne uităm la ele, să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. Și în mod real să fie un serviciu de închinare în care să-i mulțumim lui Dumnezeu și totodată un serviciu de închinare în care privim înainte cu ceea ce înseamnă bugetul nostru, proiectele noastre în interior sau în exterior și să le încredințăm în mâna lui Dumnezeu, cerându-Lui binecuvântare peste ele. Și am vrea să avem și o sărbătoare a corturilor, așa cum aveau izraeliții, adică nu neapărat că mergem să stăm în corturi, dar o sărbătoare în care să ieșim din locul în care suntem și împreună să mergem să stăm pentru un weekend la sfârșitul mai, să mergem să petrecem un weekend împreună. Mici și mari, slabi și tari, să avem timp de închinare, timp de părtășie, timp de relaționare, să avem un timp în care pentru un weekend întreg să fim împreună, pentru a zidi relațiile între noi, pentru a sărbători ceea ce Dumnezeu face în mijlocul nostru. Vă chemăm să vă puneți aceste weekenduri în calendar, în așa fel încât să putem participa și să fim zidiți, să fim apropiați mai mult unii de ceilalți. Biserica Metanoia a pornit în urmă cu aproape 18 ani din dorința noastră de a fi parte dintr-o biserică în care avem relații unii cu alții.
cei mai mulți eram într-o biserică mare în care nu ne cunoșteam. Și am avut această nevoie și am simțit acest îndemn de a fi o biserică, o familie. Și Metanoia a fost o familie și acest sentiment de familie vrem să-l cultivăm în continuare între noi. Vrem să întărim aceste relații, acest gen de relații în care să ne simțim ca o familie. Și dacă noi ne vom simți bine unii cu ceilalți, dacă ne vom simți bine datorită lucrării lui Dumnezeu în mijlocul nostru, ceilalți vor vedea, ceilalți vor fi atrași în mijlocul nostru, văzându-ne bucuria și văzându-ne împlinirea pe care o avem în comunitate. În cele din urmă, Dumnezeu este Cel care își împlinește planurile cu noi. Dumnezeu este Cel care își împlinește planurile în biserică și prin biserică. Și dacă Dumnezeu ne-a adus până aici, eu sunt plin de încredere că Dumnezeu este Cel care ne va purta și în continuare. Viața bisericii Metanoia merge înainte. Atâta timp cât în biserica aceasta sunt oameni care sunt dedicați lui Dumnezeu, oameni care plâng pentru comunitate, oameni care se roagă, oameni care slujesc cu o curăție de inimă, fără agenda ascunsă, fără interese obscure, oameni care sincer îl caută pe Dumnezeu, biserica aceasta are viitor, are un viitor și o nădejde. Și cred că porțile locuinței morții nu ne vor birui, pentru că Hristos este Cel care își zidește biserica în continuare. Întrebarea este dacă vrei să fii parte din planul lui Dumnezeu aici, în această biserică. Dacă vrei să crești în dedicarea ta față de Dumnezeu, dacă vrei să faci din valorile acestea valori care să fie în mod real cultivate în viața ta, atunci trebuie să participi. Atunci trebuie să fii gata să zidești ceea ce este de zidit în dreptul casei tale. Atunci trebuie să fii gata să participi la închinare, să faci din timpul adunării un timp prioritar în viața ta, un timp prioritar în viața familiei tale. Dacă tu nu vei dori să participi la închinare, copiii tăi cu siguranță nu vor fi atrași să participe. Dacă tu ești unul care nu pui umărul să slujești și să zidești această comunitate, nici copiii tăi nu o vor face. Dacă te vor auzi bombănind sau criticând această comunitate și arătându-ți nemulțumirea față de comunitate, copiii tăi vor fi respinși și nu vor simți nicio atracție față de această comunitate. Dar Dumnezeu este Cel care ne-a pus împreună, de aceea te chem să vii, să slujești, să dai din timpul tău, să dai din energia ta, să pui la dispoziția lui Dumnezeu ceea ce tu ești, ceea ce tu ai, pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească și cu tine, în această biserică și prin această biserică. În anul acesta vrem să creștem și vrem să organizăm viața bisericii noastre în așa fel încât să creștem în dedicarea noastră față de Dumnezeu. De aceea vrem să ne trăim aceste valori, acești 4C, în mod real, în mod autentic, pentru ca oamenii să vadă, ca oamenii să vadă că biserica este într-adevăr o comunitate pe care Dumnezeu o zidește, o comunitate în care Dumnezeu este prezent și să dorească să aibă ceea ce Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi. Amin. Haideți să ne ridicăm și să încheiem. Doamne Tată bun din ceruri, te lăudăm și îți mulțumim pentru că Tu ești bun, te lăudăm și îți mulțumim că Tu ești înțelept. Te lăudăm și îți mulțumim pentru dragostea care ți-ai arătat-o față de noi. Și îți mulțumim că prin Iisus Hristos ne-ai primit în poporul Tău, în familia Ta. Și, Doamne, noi robii Tăi din Metanoia am vrea să ne punem la dispoziția Ta. Doamne, am vrea să creștem în dedicarea noastră față de Tine și am vrea să trăim în mod autentic aceste valori, în așa fel încât oamenii să-mi vadă că Tu ești prezent în această comunitate și oamenii să fie atrași la Tine, văzând trăirea noastră împreună. De aceea te rog pentru fiecare dintre frații și surorile mele din acest loc, din această biserică, Doamne, te rog frumos să ne miști Tu. Tu știi fiecare unde suntem, Tu știi fiecăruia ce ne lipsește, Tu știi pe fiecare ce ne împiedică. Doamne, te rog frumos să însuflețește-ne pentru lucrarea Ta, ajută-ne să zidim în dreptul casei noastre ceea ce este de zidit. În relațiile dintre noi, Doamne, te rog frumos să aduci încurajare, mulțumire, să aduci bucuria de a fi împreună, acea părtășie pe care Duhul Sfânt o dă. Doamne, am vrea în mod autentic să fie prezentă în Metanoia. Doamne, am vrea ca să fim oameni care slujesc, nu doar consumatori. Am vrea, Doamne, ca în mod autentic, în mod real, fiecare încheietură din Metanoia să dea trupului în așa fel încât trupul acesta să crească. Și ajută-ne să creștem în smerenie, ajută-ne să creștem în fapte bune, ajută-ne să creștem în dărnicie, în dedicarea noastră față de Tine. Ajută-ne, Doamne, să creștem. Și, Doamne, am vrea ca împreună să Te onorăm pe Tine în această vreme, în acest loc în care Tu ne-ai așezat, în orașul nostru Arad, pentru această vreme, pentru acest an, pentru cât va mai ține
lumea aceasta. Am vrea, într-adevăr, Doamne, să fim oameni care să te reprezentăm pe tine și vestea bună pe care noi am primit-o să ajungă și la cei de lângă noi. Doamne, numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, te rugăm, ascultă-ne. Amin.